Dar Radu Mazăre salută jurnaliștii aflați în fața sediului Direcției Naționale Anticorupție. A fost adus la DNA pentru că este în arest preventiv, în arestul central al Poliției Capitalei. A venit cu Duba și intră pe intrarea din spate de la DNA, dacă vreți, prin curte. Andreea Traicu urmărește subiectul și vine cu detalii. Andreea, în ce cauză ar fi chemat la DNA Radu Mazăre? Bun găsit, cel mai probabil vorbim despre audieri în dosarul în care Radu Mazăre este în acest moment arestat preventiv, o cauză în care este acuzat că a luat mic 9 milioane de euro de la firme pe care le-ar fi sprijinit în obținerea de autorizații și în câștigarea unei licitații. Totul s-ar fi desfășurat în această cauză cu ajutorul omului de afaceri Sorin Strutinski, care Radu Mazăre știm că este partener în afacerile pe care le-a desfășurat de-a lungul timpului, o cauză deschisă la sesizarea Agenției Naționale de Integritate, în care inițial a fost reținut, ulterior instanța a hotărât se impune ca Radu Mazăre să fie arestat preventiv, însă în contestație procurorii au avut câștig de cauză și au obținut această măsură preventivă a arestului. Este încarcerat în arestul Poliției Capitalei. Știm că în partea aceeași celulă cu Marian Vanghelie și acest arestat pentru fapte de corupție a fost adus așadar din arest aici la Direcția Națională Anticorupție. L-ați văzut și în imagine, a salutat jurnaliștii care îl filmau în momentul în care a coborât din Dubă. Sunt audieri în desfășurare așadar în acest dosar. Rămâne de văzut dacă sunt acte procedurale noi sau dacă este pur și simplu o completare a declarației. Vom vedea ce reacție.